Bună seara, țimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. iată din nou aici în studioul Producenț Media, de unde vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și în seara aceasta venim înaintea dumneavoastră cu un invitat deosebit, un prieten și un slujitor al Domnului. Îi spunem un bun revenit fratului pastor Ovidiu Rusnac, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Medeștea din București. Frate pastor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Vă salut pe dumneavoastră, pe cei care ne ascultă! Multă binecuvântare vă dorim și noi și uh, în seara aceasta uh, îndrăzesc să abordez cu dumneavoastră o temă despre uh, botezul Domnului și mai ales perioada aceasta de intrarea a lucrării în lucrarea Domnului Isus Hristos. Cum vedeți sărbătoarea aceasta și, bineînțeles, ce reprezintă ea, să zic așa, pentru noi credincioși? Da, nu numai evanghelicii sărbătoresc botezul Domnului, e frumos, toți credincioșii sau toți creștinii pe 6 ianuarie, alții au o altă dată, dar toți creștinii sărbătoresc sau surprind acest eveniment înălțător, important, al botezului Domnului Isus Hristos. De ce este importantă această sărbătoare? Atât nașterea Domnului Isus Hristos, deși poate nașterea Domnului primii credincioși n-au sărbătorit nașterea Domnului Isus Hristos. Da? Tot am sărbătorit Crăciunul sau întruparea Fiului Dumnezeu, primii credincioși n-au avut o aplecare în mod deosebit spre sărbătoarea nașterii Domnului. Ei știm că celebrau masa Domnului, sărbătoreau victoria Domnului de la Golgota, poate centrul sărbătorii era masa Domnului, haristia sau ori de câte ori se adunau ei frângeau pâinea. Dar odată cu trecerea timpului în istorie și în istoria bisericii, cumva... Creștinii au început să sărbătorească atât nașterea Domnului ca evenimente deosebite în creștinism botezul Domnului Isus Hristos și până la urmă toate sărbătorile, pogorârea Duhului Sfânt, dar sărbătorile care țin de Domnul Isus Hristos și de pogorârea Duhului Sfânt, dar care l un în centru pe, pe Domnul Isus Hristos, pentru noi credincioși și creștinii în mod general sunt foarte importante. Și iată că avem de a face astăzi și vorbim despre un eveniment extrem de important, botezul Domnului Iisus Hristos. Poate o sărbătoare trecută cu vederea de mulți. De aceea mă bucur că putem fi împreună astăzi să discutăm despre această sărbătoare, să-i aflăm semnificația și să vedem până la urmă ce împlinim noi când ne botezăm, deci ar trebui să, noi să ne botezăm și sper în emisiunea noastră de astăzi să-i convingem pe toți. Așa cum în Mântuitorul nostru, cine crede, se botează. Însă, cum ne botezăm, când ne botezăm, de ce ne botezăm, sper să aflăm câteva răspunsuri în emisiunea noastră, în dialogul pe care să-l avem împreună. O să discutăm și, 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 problema aceasta a botezului, că, a botezului pe care noi îl facem comparativ cu botezul Domnului și eu cred că botezul, sărbătoarea aceasta pe din start pornește cu un mic dezavantaj poate unii o văd așa ca mai puțin însemnată pentru că în primul rând vine după o sărbătoare mai mare sărbătoarea nașterii Domnului apoi după începutul Anul nou, de an da. în care oamenii de obicei sunt obosiți poate puizați de resurse și inclusiv resurse financiare nu e cu cadou, nu e cu fast deci Crăciunul, poate sărbătoarea Crăciunului uh, s-a făcut în, uh, foarte mult evidențiată și datorită comercializării excesive, da? Cadouri, dulciuri. Practic a fost confiscată, Practic a fost confiscată și uh, s-a asociat, să spunem așa, tot ce înseamnă, poate cei mai rău, foarte multe tradiții, foarte multe lucruri Comerț. care nu au nicio legătură da, cu... cu creștinismul și, până la urmă, Crăciunul a devenit o sărbătoare pentru toată lumea. Într-adevăr, e o sărbătoare frumoasă, toată lumea încearcă să-i facă pe ceilalți bucuroși, fericiți, dar să nu uităm că, până la urmă, noi sărbătorim și ar trebui să sărbătorim în fiecare zi pe Domnul Hristos, care s-a născut, a trăit printre noi și, bineînțeles, a murit și a înviat. Da, și bobotează sau botezul Domnului ne arată că el nu a rămas un prunc el a crescut. Ne spune Evangheliile că era plăcut înaintea părinților lui, le era supus părinților. Apoi îl vedem pe Domnul Iisus Hristos plăcut înaintea oamenilor. El creștea și era plăcut înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos la deplină maturitate, E de dorit ca la 30 de ani toți bărbații să atingă maturitatea. La 30 de ani, la vârsta de 30 de ani, Mântuitorul nostru pășește în apa Iordanului să fie botezat de Ioan care venise pe pământ, a fost promis lui Zaharia și Elisabeta cu această făgăduință, cu această promisiune că el va fi mare înaintea lui Dumnezeu. De ce va fi mare înaintea lui Dumnezeu? Pentru că Ioan Botezătorul, el pregătește calea Domnului. Adică Iisus când vine să se boteze, botezul Domnului Iisus Hristos de fapt este până la urmă o punere. Nu, nu greșim că spunem că este o așezare sub autoritatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu începe lucrarea de capul lui. De ce spun lucrul ăsta? E foarte interesant când vorbim despre botezul Domnului, dacă îmi permiteți câteva momente, să explicăm contextul în care vine Domnul Iisus Hristos la Iordan să fie botezat. E foarte interesant contextul. De ce? Pentru că dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, vedem acolo că evanghelistul surprinde că poporul lui Dumnezeu era într o stare de așteptare. Și când Ioan Botezătorul începe să predice și să boteze, oamenii au început să-și pună întrebarea: dacă nu cumva Ioan Botezătorul este Isus? Da? Și găsim lucrul acesta în versetul 15 din capitolul 3 din Luca. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan: dacă nu cumva este El Hristosul. De ce? De ce lucrul ăsta? Pentru că știm că între Vechiul Testament și Noul Testament este o tăcere a lui Dumnezeu de 430 de ani. Această tăcere. Nu cred că este o tăcere totală. Acum ceruri le spun slava lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna a vorbit oamenilor când într-un fel, când în altul. Revelația generală. Așa Revelația generală a lui Dumnezeu. Însă, în mod direct, Dumnezeu nu mai vorbește. El vorbește prin maleahii, în mod direct, poporului. Și de la maleahii Dumnezeu tace. Și această tăcere este o tăcere apăsătoare pentru popor. Dacă ne uităm în istorie, o să vedem că în timpul acesta s-au dezvoltat filozofiile. Oamenii au început să-și pună întrebări cu privire la viață, cu privire la uh, moarte, cu privire la uh, veșnicie, cu privire la eternitate. Uh, omul a încercat să uh, definească viața prin filozofie. Când s-au născut filozofiile? Ei, în această perioadă de tăcere a lui Dumnezeu, când Dumnezeu a tăcut. De ce a tăcut Dumnezeu? Dacă citești cartea lui Malachi, o să-ți dai seama de ce, tăcut, de ce a tăcut Dumnezeu. Dumnezeu, el vorbește. Psalmul 50 spune Dumnezeu, da, Dumnezeu vorbește, cheamă pământul de la un cap la altul, de la răsărit la acuz. Și psalmistul începe acolo entuziasmat și spune, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care vorbește tuturor oamenilor. Dar continuă psalmistul și spune, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Și tăcerea lui Dumnezeu este o tăcere foarte aspră pentru poporul lui Dumnezeu. De aceea poporul era într-o așteptare pentru că Dumnezeu nu le mai vorbea. Cerul nu le mai dădea niciun semn. 430 de ani, 430 de ani, atât de mult i-a luat lui Dumnezeu până să vină un nou profet, până să vină Ioan Botezătorul care vine în Duhul lui Ilie, el vine în Duhul de profet și iată din nou cerul se deschide și Dumnezeu vorbește. Și vreau să închid, închei ideea asta, să conchid cu de ce Dumnezeu a tăcut timp de 430 de ani. E foarte important pentru noi să înțelegem de ce Dumnezeu tace când Dumnezeu tace. Și tăcerea aia, pentru noi e o tăcere dureroasă, e o tăcere teribilă, e o tăcere apăsătoare. Să nu-ți mai vorbească Dumnezeu, ăsta poate fi cel mai mare chin pentru orice om. Poate fi uh, cea mai mare suferință. Să nu mai aibă Dumnezeu să-mi spună niciun cuvânt. Cum Lusatan, Dumnezeu n-a mai avut niciun cuvânt să-i spună. Da? Când Dumnezeu ne vorbește, el ne mântuiește. Când Dumnezeu ne vorbește, el ne luminează de bucurie. Uh, Dumnezeu tace pentru că dacă te uiți în Maleahii, Dumnezeu le vorbește și le spune, „Dragii mei, voi mă înșelați. Și ei cu obrăznicie spun, cu ce te înșelăm noi pe tine? Dumnezeu continuă și le spune, voi sunteți, aduceți oile cele mai slabe, oile cele mai defecte, aduceți jerfe nepotrivite. Și ei spun, ce jerfe nepotrivite aducem noi ție? Voi mințiți, cu ce mințim noi? Și vezi la poporul lui Dumnezeu o obrăznicie de neimaginat. Când omul este obraznic, când omul îi întoarce cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu tace și timp de 430 de ani, Dumnezeu nu mai vorbește. Dar asta e mișcarea de înviorare, asta e mișcarea de trezire care se întâmplă în timpul lui Ioan Botezătorul. Dumnezeu decide în dragostea lui să rupă tăcerea și din nou le vorbește prin Ioan. De aceea mulțimile, oamenii sunt acolo la Iordan și Ioan vedem că le predica oamenilor, Evanghelia lui Dumnezeu. Ioan le vorbea lui oamenilor în puterea Duhului Sfânt și oamenii erau acolo să audă ce este pocăința, ce vrea Dumnezeu de la ei. Era un semn de la Dumnezeu, era o mișcare, o trezire spirituală în popor pe care, iată, Dumnezeu o face. Cerul decide să facă o mișcare spirituală. Dumnezeu decide să facă o mișcare spirituală prin Ioan Botezător. Ioan Botezător este un deschizător de drumuri, dar cel mai mare om născut din femeie, pentru că el vine în numele Lui Dumnezeu și după 430 de ani, iată, se produce în poporul Lui Dumnezeu o mișcare de înviorare, o mișcare de întoarcere cu adevărat spre Dumnezeu. Foarte frumos. Vreau să menționez faptul că într-adevăr, mulți dintre oameni de-a lungul timpului au răzmas uh, la aprecierea sa față de Domnul Iisus doar ca prunc. Parcă l-au așezat acolo în Iesle și de acolo nu l-a mai lăsat să crească, să se mai dezvolte și, într-adevăr, să-și ia rolul de Hristos. Și momentul acesta al uh, descoperirii al Epifaniei este exact momentul în care omul acela care a crescut printre, oameni printre ei, rând, a fost da. copil, s-a jucat... Cu frații lui, cu exact, lui. un cu, un, absolut, da? un copil absolut normal, ca toți ceilalți copii, cu toate preocupările pe care le are un om normal, uh, în, în tinerețe, în copilărie, deodată se întâlnește într-o altă poziție cu acești oameni, bineînțeles, în un context foarte, foarte special. Atunci, când acest om al lui Dumnezeu, trimis după 430 de ani, care Strigă cu putere și cheamă oameni la pocăință, spune cu un limbaj foarte, foarte dur. Acum, nu știu dacă ați încercat dumneavoastră să folosiți același termen. Asta un învăț dacă cineva va ar aprecia. Dar la vremea respectivă, așa de mare era, să spunem, uh, sau nu că n-ar fi corect, sau știu, oamenii uh, sunt foarte pretențioși, acum știți foarte bine. Dar la vremea respectivă erau oameni atât de. Despărțiți, distanțați de Dumnezeu, încât Ioana trebuie să folosească limbajul da, Era o secetă spirituală incredibilă. Din punct de vedere uh, spiritual, uh, poporul nu mai avea o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu era într-o tăcere apăsătoare pentru ei, da. dureroasă pentru ei. Cărturarii, preoții erau Ana, Caiafa, da. generele lui, nu Ana și Caiafa, echipa de la Templu. Nu satisfăceau nevoile spirituale ale poporului. Dumnezeu nu vorbea prin ei. De aceea când vine Ioan Botezătorul care este uh, glasul lui Dumnezeu, glasul celui ce strigă în pustie, oamenii când aud glasul lui Dumnezeu, noi știm că Isus spune Oile mele, când aud glasul meu, ele știu că eu sunt. Nimic nu poate fi comparat cu glasul lui Dumnezeu. Pentru că glasul lui este dragoste, Dumnezeu este dragoste. Poate Ioan Botezătorul, cum spuneați noastră, este văzut de unii uh, ca un predicator dur, n-ai vrea să-l auzi. Eu cred că e total greșit. Este o imagine greșită despre Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul cred că i-a iubit pe oameni. Cred că asta face diferența între un predicator bun și un predicator care, hai să spun eu, e mai puțin bun. Dragoste adevărată de oameni. Ioan am botezătorul să uită la oameni și el, care este glasul lui Dumnezeu, dorește ca oamenii să afle adevărul lui Dumnezeu. Chiar dacă doare. Da. Chiar dacă doare, chiar dacă doare. Dar tot ce spune Ioan, el spune din dragoste. Din dragoste pentru Dumnezeu, și din dragoste pentru oameni, pentru că iubea. Și Biblia spune că prietenul nu spune adevărul, chiar dacă te doare. Dar cel care vrea să te lingușească îți spune tot felul de lucruri pe care tu ai vrea să le auzi. Dar până la urmă punem întrebarea, cine te iubește? Cel care îți spune adevărul. De aceea spun că eu am botezătorul spunându-le adevărul lui Dumnezeu, botezându-i cu botezul pocăinței. Practic aici vedem numai dragoste, o nouă șansă pentru ei ca uh, acea apăsare, acea durere că Dumnezeu nu le mai vorbește. Era, nu mai, nu mai vorbim I-a primit despre... pe toți, asta era. I-a primit pe toți. Le-a vorbit vameșilor, veneau vameșii, noi ce să facem? voi sunteți niște vameși, voi sunteți proscriși și societății, voi plecați de aici, nu? Uh, el le spune, voi să nu luați să nu fiți lacomi, să nu luați exact. mai mult decât mulțumiți-vă cu leafa voastră. Uh, soldaților, voi, noi ce să facem? Voi v-ați înscris în armata romană, nu, nu aveți ce căuta Nu, le spune și lor să nu spargeți nimic. Dar, practic, vedem dragostea asta lui Ioan, prin faptul că lui îi pasă de fiecare. Norodul venea la el, noi ce să facem? Împărțiți hainele, trăiți-vă pocăința, trăiți credința. Dar vedem pe Ioan unul care este uh, interesat de oameni. Deși el era în pustie, de ce, de ce Ioan era în pustie? De ce el boteza în Iordan? Pentru că în Ierusalim nu se putea face lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm de ce Isus distruge până la urmă toată mișcarea de la templu, de ce pune mâna pe bici și îi dă afară pe toți de acolo, de ce? Pentru că acolo nu mai era lucrarea era lui Dumnezeu. Era o peșteră de tâlhar în limbajul pe care l-a folosit. E mai dur decât Ioan Botezător, dar mai Domnul, ați făcut din casa mea, care trebuia să fie o casă de rugăciune, o peșteră de, de tâlhari. Da? În contextul acesta, Ioan este cu adevărat cel care produce o trezire spirituală. Și eu mă rog, ca Dumnezeu să ridice uh, oameni ca și Ioan Botezătorul. Poporul român are nevoie. Uh, când ne gândim la botezul Domnului, el a fost botezat de Ioan. Ioan cel care, uh, iată, uh, a venit să pregătească calea Domnului, să pregătească un orod uh, pentru Dumnezeu și prin care Dumnezeu a adus o trezire spirituală. Și dacă îmi permiteți, în câteva cuvinte, mă rog. vreau să fac o diferență între Samson. Mi se pare foarte interesantă diferența asta între Samson și Ioan Botezătorul. Pentru că amândoi au fost doi copii care aveau promis o soartă măreață, nu? Și Samson, Manoah, aude, copilul ăsta va fi mare, va fi un dar eliberator, dar ei, va, fi, va fi un om mare, un judecător. Uite, trebuie să fie și în Lazireu, ca și, ca și Ioan Botezătorul. Dar care e diferența între Samson și Ioan Botezătorul? Samson alege să trăiască prin ochii lui. Dorințele pe Samson îl fac slab. Poftele îl fac slab ajunge să fie trădat de patimile lui sexuale, de dorințele lui sexuale până la urmă. Și o femeie reușește să-l învingă pe Samson. Ei, pentru mine, Ioan Botezătorul este cel mai mare om născut din femeie, pentru că omul acesta intră în planul lui Dumnezeu. Înțelege care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața lui și, în comparație cu Samson, care a fost un erou a credinței, el apare în lista, dar Samson a oscilat. Ioan Botezătorul nu a oscilat. A fost foarte ferm și și-a dus lucrarea până la capăt. Acum, mă urmează momentul acelui întâlnire între Ioan și Domnul Cristos. Până la urmă, noi ne întrebăm. Ei erau verișori? Erau, da, erau verișori Ei, și. Important să subliniem, da? Și nu chiar, nu erau era, oricine, erau verișori. Erau verișori da. și mai mult nu erau la prima întâlnire. Ei se întâlnesc deja, mamele, de fapt, s-au întâlnit atunci când Maria o vizitează pe Elisabeta la ea acasă și spune că i-a mișcat în, în i-a de, de bucurie în de bucurie. Prima, <laughs> să zicem așa, da, întâlnire. Da, întâlnire încă au fost din pântecele maicilor. <laughs> Mame, da, maicilor lor, da. Maicilor, 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 da. da. Uh, Domnul Hristos vine din postura aceasta unui om ca oricare dintre oameni, așa era cunoscut, și printre toți păcătoși aceia, printre toți vame și printre toți, să spunem, nenorociții cei care uh, veniseră să-și plângă păcatul, ca asta făceau, pocăința, da? în apa botezului în fața lui Ioan, pășește și Domnul Hristos și Ioan rămâne foarte surprins și are așa o reacție de mirare. Dacă, într-adevăr, cel care vine ar trebui să fie botezat sau nu e. Da, foarte frumos a surprins reținerea pe care Ioan Botezătorul o are să-l boteze adică pe Domnul pe Iisus. Cine, botezar, cine pe așa, cine botează? Îndreabă, Dar Ioan îndreabă, are o reținere Ioan. în a-l boteza pe Domnul pentru că el nu vedea nevoia. De ce avea nevoie Iisus să fie botezat? Pentru că Ioan boteza cu botezul pocăinței. Și în câteva cuvinte cred că ar merita să explicăm ce este botezul pocăinței. Dacă ne uităm în Evanghelia, toți evangheliștii surprind botezul Domnului Isus Hristos. Botezul este ceva inedit, este o celebrare în viața Domnului Isus Hristos, a fost un moment important pentru el și este un moment important pentru orice credincios, botezul. Domnul Isus spune, cine crede, se botează. Acum, vedeți, sunt oameni și sunt curentele astea când omul spune, eu îmi fac o familie, dar fără legământul familiei. Stăm împreună. Oamenii ar vrea să aibă o familie fără legământul familiei. Oamenii ar vrea să aibă o relație cu Dumnezeu, dar fără legământul botezului, fără angajamentul botezului. Ceea ce nu se poate. Când vrei să ai o relație adevărată cu Dumnezeu, Domnul Iisus spune categoric, cine crede se botează. Adică relația cu Dumnezeu se face printr-un legământ. Și vreau să subliniez foarte bine, să subliniez foarte bine cu ocazia aceasta, că deși unii spun, a, botezul nu e un legământ, botezul este, cum spune Petru, este mărturia unui cuget curat dar eu cred că până la urmă botezul este un legământ. Este un semn al legământului. Când Domnul Iisus Hristos se botează, el nu avea nevoie să primească botezul pocăinței, dar Ioan boteza cu botezul pocăinței. Ce este pocăința? Dacă ne uităm în... Cum îi boteza Ioan? Nu îi boteza oricum. Ne uităm în capitolul 3 din Matei și vedem că oamenii veneau la Ioan să fie botezați și nu-i botezau oricum, ci ei își mărturiseau păcatele și apoi erau botezați de Ioan în Iordan. Vedem că Ioan, în primul rând, predică Evanghelia. Dacă te uiți, vei vedea că Ioan predică Evanghelia. Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Oamenii aud glasul lui Dumnezeu și se produce o mișcare pe care nimeni nu poate să o oprească. O mișcare de înviorare, o mișcare de trezire spirituală. Oamenii își dau seama că sunt păcătos. Duhul Sfânt îi cercetează, că Duhul Sfânt asta face când vine în inima omului, ne cercetează. Și în momentul acela oamenii veneau la Ioan și își mărturiseau păcatele. După ce își mărturiseau păcatele, după aceea Ioan îi boteza în Iordan. Asta este pocăința adevărată, botezul pocăinței. Să știți că pocăința nu a fost într-un fel în Vechiul Testament, într-un fel în vremea Domnului Isus Hristos și într-un fel în vremea noastră. Și acum deja se vorbește despre în postmodernism și deja într -o, trecem într-o altă dimensiune în care nimeni nu mai știe ce este și fiecare definește pocăința cum vrea el. Pocăința de la început până la sfârșit a fost aceeași. Pocăința înseamnă că Duhul Sfânt te cercetează. Prin Evanghelie Dumnezeu îți vorbește. În al doilea rând, când Dumnezeu îți vorbește, omul trebuie să-și recunoască păcatul. Apoi, recunoscând păcatul, îl mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Și după ce am mărturisit păcatul, mă las de păcat. Asta e. Și asta este pocăința adevărată. După ce am făcut lucrurile acestea, după aceea Ioan îi boteza cu botezul pocăinței adevărate. După ce se întâmplau aceste lucruri în viața lor. Da? o recunoaștere adevărată a păcatului, o mărturisire sinceră a păcatului și după aceea o eliberare pe care Dumnezeu cu adevărat o aduce în viața omului care, iată, recunoaște... Își angajamentul că se vor schimba. Și angajamentul că vor păzi, cum spune Ioan, cine vrea să trăiască ca Isus, trebuie să rămână ca Isus. și spunea, cine zice, el cunosc și nu păzește cuvântul lui Dumnezeu, este un mincinos. Da? N-a fost o lucrare adevărată. Da? Botezul trebuie văzut, botezul lui Ioan, pentru oameni era botezul pocăinței. De păcate. Pentru Domnul Iisus Hristos botezul a însemnat altceva. El, el nu avea nevoie de pocăință. El nu avea nevoie, da. De aceea și Ioan este în dificultate. Și spune, ce cauți? De ce vrei să fii botezat? De fapt, eu am trebuit să fiu botezat de tine. Și e atât de frumos că omul când este, când este Iisus lângă noi, întotdeauna noi avem nevoie de Isus uh, ca de un mântuitor. Ioan are nevoie de Isus ca de un mântuitor. Eu am nevoie să fiu botezat de tine. Și uh, Domnul Iisus spune acele cuvinte celebre: uh, Lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Adică Domnul Isus acolo el se uh, identifică cu toți pocăiții. Absolut, cu toți oamenii da? păcătoși cu toți oamenii, care aveau nevoie de Cu pocăințe. toți oamenii uh, păcătoși, uh, Primind botezul pocăinței. El de fapt spune: Uite, eu el s-a născut spune Isaia, să fie împărat. Dar a cui? Se pune întrebarea. A cui este el împărat? Spune, va fi împărat, nu? Domnia va fi pe umărul lui. Dar a cui? E a pocăiților. El domnește în inima celor care cu adevărat s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Acum, având cuvântul ăsta pocăință, poate sunt oameni care ne ascultă de diverse confesiuni, poate chiar de alte religii și poate cuvântul ăsta pocăință sună așa ca un cuvânt ciudat, ca un cuvânt. Ca un... da, Dar pocăință, ca un stigmat, pocăință înseamnă până la urmă, tășubah înseamnă să te întorci cu fața la Dumnezeu. În greacă metanoia, schimbarea minții. Da? Noi când eram acasă, auzeam cuvântul ăsta, pocăiții, pocăiții și uneori ne era rușine și purtam cumva numele ăsta cu rușine. Mi-aduc aminte, eram copil și pe vremea când eram noi copii, nu era gaz, nu erau, erau cu butelii. Nu știu dacă ați prins perioada aceea am prins, am cu prins, butelii iar. și vinea mașina cu butelii și stăteam la rând la butelii și făceam cu creta și puneam acolo capace ca să, ca rândul. să ținem rândul. Și, și știu că cineva mi-a luat rândul. A venit înaintea mea și mi-a mutat capacul, a pus capacul lui. Eu știam că sunt la un număr mai în față și m-a dus, dus câteva mai în spate și m-am dus să întreb, măi, dar de ce? Și l-am luat, cineva spune, lasă-l în pace că e ipocrit. Mi-aduc aminte, atât de de rușine mi-a fost. Cei drept că pe strada aceea unde locuiam noi, pe vremea aceea eram unii din singurii poc pocăiți, după aceea au mai venit alți frați costal și uh, s-au mai mulți cuva pocăiți. Dar uh, când, uh, oamenii ne identifică cu numele ăsta, pocăiți, acum poate mai puțin în perioada asta, dacă nu oamenii au, da, ei, ei sunt pocăiți. Te genai, te genai. Uh, nu, nu trebuie de. să ne fie rușine. Pentru că Isus a venit să se identifice cu pocăiți. Intrând în Iordan, de fapt, pentru Isus ce semnifică botezul? El a venit să domnească în inimile celor născuți din nou, în inimile celor pocăiți cu adevărat. De aceea nu trebuie să ne fie rușine să ne mărturisim păcatele, să ne recunoaștem păcatele și să spunem mereu lui Dumnezeu cine suntem noi cu adevărat. Pentru că, iată, El, Lui nu este rușine cu noi. Asta, de fapt, înseamnă pășirea Lui în Iordan. Tată, mie nu mi-e rușine cu ei. Cu oameni și ăștia care întrebau, noi ce să facem? Nu mi-e rușine cu, cu noroadele acelea care erau uh, într-o tăcere, într-o secetă într spirituală. Nu mi-e rușine cu ei. Dar, uh, dacă ne uităm ce oameni îl urmau pe Iisus, o femeie ca Maria, Magdalena și alții, uh, lui Iisus nu i-a fost rușine cu ei. Nici de pescari din Galileea, lui Iisus nu i-a fost rușine cu ei. De aceea, uh, botezul uh, pentru noi este intrarea în biserică. Și uh, niciodată n-ar trebui să ne fie rușine cu frații noștri, cu biserica. Așa este, foarte, foarte bine. Totuși, pentru Domnul Hristos momentul acesta are o reprezentare mult mai mare în toată lucrarea aceasta. Este momentul din care se descoperă lumea întregi altfel decât îl știau ceilalți. Exact. Foarte El era cunoscut ca fiul bine. lui Iosif și al Mariei, era. Exact. Să spunem, copilul Templarului și tot așa. Cel care s-a născut în, în Nazaret, trei trăia în Nazaret, în Galileea, da? Și totuși, la un moment dat, din tânărul acela, copilul acela pe care le știau toți, oamenii, el atunci se descopere ca, uh, ca, fiul lui Dumnezeu. Pentru că are un, în momentul botezului, are loc o declarație. Se vede porumbelul și vocea lui Dumnezeu care spune ceva impresionant. De fapt, asta este epifania, nu? Este momentul acela când Dumnezeu decide să arate întregii lui a lui Israel de fapt cine este Isus din Nazaret. El nu este fiul lui Iosif. Acum știți, dacă mergeam, când eram noi copii, dacă mergeam în satul părinților a tatălui, spunea, a cui este? Știau pe tata. Dacă mergi la... Mergeam în satul mamei, acu este. E mamei. Exact. Oamenii pe cine... Acu ești. Pe cine cunoșteau? E lui Iosif. Da, dacă îl cunoșteau mai mulți pe Iosif. Acu e lui Maria, dacă o cunoșteau mai mulți pe, pe Maria. Ah, este tâmplarul a, este templarul care ne-a... Este fiul templarului. Dar de fapt Iisus, el era fiul lui Dumnezeu. Și botezul Domnului Iisus Hristos este această epifanie, această arătare, această descoperire din cer când Dumnezeu deschide cerul și certifică certifică, confirmă identitatea Domnului Isus Hristos. Acesta este fiul meu prea în care îmi găsesc toată plăcerea. El nu este oricine. El este, spune Ioan, mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii. Dacă ne uităm în Iordan, vedem că în Iordan Isus intră și se roagă. Vedem că cerurile se deschid și Duhul lui Dumnezeu coboară în chip de porumbel peste Domnul Isus Hristos. Ioan Botezătorul care aștepta un semn. Doamne, care? Cine este cel care va veni după mine, care va boteza cu Duhul Sfânt. Cine este? Vei vedea semnul coborându-se peste el, Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu se coboară, cerul se deschide și din cer se aude glasul Tatălui. Acesta este fiul meu prohibit. Iată, întreaga Trinitate este acolo, întreaga Dumnezeu. E fascinant. E un, e un moment când ți se face pielea de găină. E un moment înfiorător, e un moment atât de solemn, atât de atât de măreț. Întreaga Dumnezeu coboară acolo, în Iordan, confirmând. Cel care se botează în Iordan o persoană istorică, o persoană obișnuită un om care pentru ei era un om obișnuit, de fapt este un om neobișnuit este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu care s-a întrupat, este Dumnezeu care a venit și intrând în Iordan, el își ia angajamentul că va merge până la Golgota să aducă răscumpărare de păcatele noastre când s-a încărcat Domnul cu păcatele noastre? nu în Iordan, deci unii spun atunci s-a identificat cu noi, da s-a identificat cu noi dar când i-au fost imputate păcatele noastre Domnului la Golgota. De fapt, el când intră în Iordan, el își ia un angajament. Tată, eu m-am născut, de ce? Ca să mor. Oamenii au vrut să-l facă împărat. Dar Iisus n-a venit să fie împărat. Unii au vrut să-l facă judecător. Doamne, uite, frate, mă, nu vrea să împart averea cu mine. Hai să faci dreptate. Iisus spune, n-am venit să fiu judecător. nici n-am venit să fiu împărat. El și luat un angajament. El a venit să fie mielul lui Dumnezeu, care aduce mântuire întregii rasei umane. De fapt, intrarea lui în Iordan înseamnă această începere a lucrării lui publice. Și de atunci, dacă te vei uita în Evanghelie, vei vedea că în fiecare zi Isus se îndreaptă spre Golgota. El și-a luat angajamentul că va merge spre Golgota. Și de la Golgota va merge în mormânt. Și din mormânt va învia făurind o mântuire veșnică. Apoi va merge la dreapta Tatălui fiind mijlocitor pentru noi și cele din urmă va veni să-și ia biserica. Și toate promisiunile, toate angajamentele lui Dumnezeu în el sunt toate da și amin. De aceea aș spune că botezul pentru Isus, ca și pentru noi, este o lucrare extraordinar de măreață și extraordinar de, de, de importantă. Ar trebui să-i acordăm solemnitatea uh, care îi se cuvine botezului. De fapt, când eu mă botez, eu mă angajez înaintea Dumnezeului, înaintea Sfintei Trăim, mă angajez pentru Dumnezeu. Noi asta facem când ne botezăm, nu? Făgăduim, întreabă pastorul, uh, în apa botezului înainte de a ne scufunda cât vrei să slujești pe Dumnezeu. Și noi spunem toată viața cu ajutorul lui și în veșnicie. De fapt, este un angajament. Din păcate, mulți credincioși nu prea înțeleg ce e angajamentul. Dumnezeu, mai degrabă, lucrează cu noi în termenii unui proces. E adevărat că mântuirea este o lucrare pe care Dumnezeu o face imediat în inimile noastre. Nașterea din nou este o lucrare pe care Dumnezeu uh, o face cu putere supranaturală. Când omul se prăbușește înaintea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îi străpunge inima, omul întreabă ce să facem, vedem, da, lucrarea Duhului Sfânt uh, la Iordan, chiar dacă nu ni se spune că Duhul Dumnezeu uh, lucra acolo, vedem în faptele apostolilor, când Petru predică, ei întreabă fraților ce să facem. Nu vi se pare că este similar cu ceea ce întreabă... Rodul, cu ceea ce întreabă vame și exact. cu ceea ce întreabă... Da, acolo este era mișcare, era uh, lucrarea pe care o făcea Duhul lui Dumnezeu. Când uh, Duhul lui Dumnezeu lucrează, El produce naștere din nou. Dar după aceea începe uh, procesul de sfințire. De ce a fost nevoie de trei ani și jumătate ca Domnul Iisus Hristos să uh, umble prin sate, să umble prin udițe, să facă minuni? Păi, Evanghelistul Ioan ne spune... Că toate lucrurile acestea El le-a făcut ca voi să credeți că El este Fiul lui Dumnezeu. De fapt, fiecare zi, după botez, pentru Mântuitorul a fost uh, o zi în care Dumnezeu cu putere confirma că El este Fiul lui Dumnezeu. Și în El avem viață veșnică. De aceea eu cred că a fost nevoie de acest timp și nu s-a produs imediat Golgotha. Spune Ioan mai departe, s-ar fi putut scrie multe cărți, el a făcut multe semne, a făcut multe minuni. De ce le-a făcut pe toate? Ca voi să credeți că El este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viață veșnică. Era nevoie de această lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Acum nimeni nu-i ca Dumnezeu, nimeni nu-i ca Iisus Hristos. Au fost mulți în istorie care au pretins că sunt uh, Hristoși, dar au fost uh, Hristoși falși. Nimeni nu poate să egaleze lucrarea Domnului Isus Hristos. Așa Nimeni. este. Așa da? este. Și pentru noi asta e o certitudine, că suntem pe calea cea dreaptă. Eu sunt calea. Calea pe care trebuie să o urmăm și în anul 2022. Eu sunt viața, viața pe care trebuie să o trăim și în 2022. Eu sunt adevărul, adevărul pe care trebuie să-l cred și în 2022. Cine? Numele Iisus Hristos. Pentru că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Și mai spun un lucru foarte interesant. Isaia spune, îl vor numi minunat. Păi mântuitorul nostru a fost minunat în toate dimensiunile lui. N-a fost nimeni ca el. Și nu va fi nimeni ca el. El este minunat în toate dimensiunile lui, în învățătura lui, în modul cum a abordat oameni, în modul cum a, cum a abordat copilașe, în, mod, în modul cum i-a abordat pe bogați, în modul cum i-a abordat pe săraci, pe bolnavi, pe sănătoși. El a fost minunat cu toți. De aceea nu e alt nume în care să fim mântuiți și mântuirea este numai prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. De aceea a fost nevoie de treia și jumătate, de umblare cu Dumnezeu și de confirmare că El este Mesia, că El este Hristosul, că în El trebuie să ne încredem ca să avem viață veșnică. Mai este un moment, tot în preajma botezului, și cred că îl puteți găsi în Sfânta Scriptură. Înainte de a porni în, în marea lucrare pe care a făcut-o după botez, a fost ispitirea Domnului Hristos. Mă gândesc, iar, un, iar mă gândesc un, un eveniment. 40 de zile, deci a stat în pustie și a fost ispitit. De ce a fost nevoie ca fiul lui să fie încercat? Pentru că Dumnezeu știa că... Deci și-a răbdat de foame, a stat în post, s-a opus și chiar l-a combătut foarte bine cu, uh, cu citatea din Sfânta Scriptură pe cel rău, dar a fost încercat de satan, a avut îndrăzneala aceasta, tupeul acesta, încât inclusiv pe fiul, crezând, nu știu, și a făcut foarte impresia aceasta că poate să-L înșele chiar pe Domnul Hristos. Deci un moment foarte critic. Inclusiv Fiul Lui Dumnezeu a fost încercat înainte de, de a ieși în lucrare. Da, e, din nou, cred că este o problemă de confirmare că El era cu adevărat Hristosul, că El avea cel care avea să-i aprice la Golgota lovitura finală celui rău, pentru că prin Golgota Hristos e, a ieșit învingător pentru totdeauna împotriva lui satan. Satana înseamnă adversar. Satana este adversarul lui Dumnezeu. Noi trăim într-un război spiritual. Odată ce Hristos a intrat în râul Iordan ca să fie botezat, el a declarat da, pe față, în mod deschis, în mod public, război celui rău. De aceea, imediat, cel rău caută să-l atace, caută să-l ispitească, caută să ofere păi chiar îi, lumea, promite, îi promite. Caută să ofere lumea, caută să-i ofere Totul fără cruce, spune eu îți dau totul. Deci, până la urmă, eu Domnul Isus avea făgăduit de la Tatăl totul. Pentru că totul i-a fost dat Domnului Isus Hristos, dar cu o condiție, prin cruce. Hristos, aici este problema. Hristos i s-a dat numele mai presus de orice nume, în el este totul. El era logosul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, toate au fost făcute prin el, toate erau ale lui. Dar trebuia ca Hristosul acesta să meargă la cruce. Momentul crucii n-a fost un moment ușor pentru Mântuitorul. De fapt, El, când intră în Iordan, El își ia angajamentul că va merge pe cruce, că va face ispășire, El va fi mierul Dumnezeu și lucrul acesta trebuie să înțelegem și noi și cei care ne ascultă: a costat mult Dumnezeirea. Însuși, însuși sus stă în ghețimani, cu transpirație care s-a prefăcut în sânge. Nu e lucru ușor. Și acolo, în acea agonie, El spune, Tată, dacă se poate fără cruce, dacă există o altă modalitate. Dacă se poate altfel, dacă nu să se facă voia ta, oare a vrut Domnul să dea înapoi de la angajamentul pe care și l-a luat în Iordan? Nu, n-a vrut să dea înapoi. Omenește, el avea nevoie de ucenici, ucenicii n-au stat lângă el. el S-a arătat de... un înger care să-l întărească, n-a stat nimeni lângă el. Omenește, el acolo a arătat vulnerabilitatea lui. Faptul că, până la urmă, Domnul Isus a fost un om adevărat și un Dumnezeu adevărat. Uh, și el merge uh, la cruce pentru că, dragii mei, nu e mântuire decât prin cruce. Nu e mântuire decât prin jertfă. Și aici vedem că angajamentul pe care eu, ca și credincios, care m-am botezat, uh, mi l-am luat uh, la o vârstă uh, nu oarecare, că am, pune discuția de ce uh, noi uh, facem o apologie sau suntem pentru uh, botezul celor care pot crede. Care... Credinte. De ce? Pentru că eu când mă botez, eu mi-am un angajament înaintea lui Dumnezeu, că îl voi urma pe Dumnezeu, cum spune psalmistul, în orice vreme. Că lauda lui va fi mereu în gura mea. Că eu voi merge cu Dumnezeu până la cruce. Și dacă oamenii nu o să mă iubească, nu-i nimic. Pune Pavel, eu nu caut bunăvoința oamenilor, eu caut bunăvoința lui Dumnezeu. Deci angajamentul pe care eu mi-l iau prin botez este angajamentul că îl voi sluji pe Dumnezeu, că îl voi iubi pe Dumnezeu, că voi avea o relație cu Dumnezeu până la moarte, până la cruce. Și Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. Slavă Domnului, foarte frumos, mă bucur să... Acum, așa vorbim, dacă tot vorbim despre botez și despre Legământul acesta pe care îl facem. Știți că sunt oameni care vin de foarte mult timp la biserică și ați întâlnit, care stau așa, nici între, nici cu Dumnezeu, nici cu oamenii, sunt confortabil cu atmosfera, te simt bine, dar totuși nu fac pasul acesta al botezului din diverse motive. Ezită. Și unii, ați văzut că cu siguranță ați avut ocazia în care unii oameni pe patul de moarte decis să facă legământul acesta, să se boteze. Uh, și uh, dacă aveți un mesaj, o încurajare pentru oamenii acestea care cunosc Evanghelia, care trăiesc oarecum separat de ceilalți, da? dar totuși nu îndrăznesc, le teamă să facă legământul acesta cu Dumnezeu le e frică că s-ar putea să-l încalce. Știu cazuri concrete în care oamenii nu da, se botează pentru că dacă ce se întâmplă, uh -huh. dacă uh -huh. voi cădea. Uh -huh. Și se întâmplă. Da. Noi vrem să le spunem. Astăzi am vorbit despre botezul Mântuitorului care pentru noi are și un rol pedagogic. E un model pentru noi. Mântuitorul a spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Domnul Iisus spune, cine crede, se botează. Și noi vrem să spunem limpede astăzi lucrul acesta. Nu poți avea o relație cu Dumnezeu fără angajament. Dumnezeu nu vrea o relație cu noi în care să ne distreze. Nici mai vrea, măcar nu vrea o relație cu noi în care să ne vindece, să ne dea pâine, să ne facă să ne meargă nouă bine și copiilor noștri. Deși el poate să ne dea pâine și ne dă, el poate să ne facă să ne meargă bine și nouă și copiilor noștri, dar el vrea să intre într-o relație cu noi bazată pe un legământ, bazată pe un angajament. Nu orice fel de relație, nu o relație care să mă distreze. Vezi, oamenii caută astăzi o relație cu Dumnezeu care să-i facă să se simte bine care să-i facă să se distreze, care să le ofere siguranța că mâine le va fi bine, că dacă vor ajunge în spital, Dumnezeu le va purta de grijă. Nu garantează nicăieri asta, dumnezeu. dar Dumnezeu caută să aibă o relație cu noi adevărată, bazată pe un angajament, bazată pe un legământ pe care noi îl facem pentru Dumnezeu toată viața noastră. Știți cum e, domnule Vasile? Când noi suntem angajați și lucrăm, un, eu lucrez la biserică, noastră, la compania noastră. Știți cum e? Mă uit și spun, afară e atât de nou, înourat e atât de fric, bate vântul atât de tare. Nu mă duc azi la serviciu. Dar tu ești angajat, nu? Da. Și azi nu te duci la serviciu, mâine ninge. Spui, a, ninge așa, nu poți să deschid poarta, nu, nu, nu poți să mă duc nici azi la serviciu. S-ar putea, dacă și lipsești a doua zi, să te sune cineva de la Resurse Umane și să spună, domnule, mulțumim, ești un băiat bun, dar nu ești serios. Tu te-ai angajat, nu? Da, absolut. Uh, ai promis, ai semnat un contract. Uite, și ce? Desfacem contractul și... Căutăm pe cineva care vine la muncă, indiferent de vreme, indiferent de cum se simte. Acum mai sunt anumite concedii medicale, dar omul angajat trebuie să meargă la serviciu. Ei, noi când uh, mergem la biserică spunem mergem la serviciu divin. De ce? Pentru că am vrut uh, biblic, să toți oamenii să înțeleagă că uh, relația cu Dumnezeu este o oportunitate, este uh, ceva frumos, dar este până la urmă uh, și o obligație și o datorie. Nu totdeauna voi simți în relația cu Dumnezeu să merg la biserică, nu totdeauna voi simți să slujez pe frații mei, nu totdeauna voi simți și nu totdeauna va plăcea. Dar eu am făcut un angajament cu Dumnezeu, eu am luat un legământ ferm înaintea lui Dumnezeu și indiferent că îmi place, indiferent că nu îmi place, vreau să mă țin de angajament. Da? Ce fain, ce frumos ar fi dacă toți credincioși ar înțelege relația cu Dumnezeu pe baza unui angajament. Atunci n-am mai... Ce s-ar întâmpla? Atunci n-am mai calculat, știi? Duminica asta e cina, mă duc la biserică. Duminica viitoare, cine predică? A, ah, un invitat. A, ah, nu predică păstorul? Nu mă mai duc. Sau predică păstorul, tot el, nu mă mai duc. E un invitat, mă duc. Și îmi selectez când înțeleg că eu, de fapt, sunt angajat. Nu mai încep să practic un creștinism de piață. Ce îmi place și ce nu îmi place. Ca într-o familie, nu? Exact. Eu m-am angajat că îl voi sluji pe Dumnezeu în orice vreme. Și asta a făcut Domnul Isus Hristos în Iordan. Asta a însemnat pentru el pășirea în Iordan. Ion, Ion, spune acolo, când Ioan îl oprea, el spune, trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Adică e vorba de un angajament. Eu asta văd acolo, în aceste cuvinte, spune, lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Da? Și asta, asta vedem aici, angajamentul cu care Domnul uh, intră în Iordan ca să-și ducă până la uh, capăt lucrarea de mântuire a rasei umane, care l-a costat enorm de mult, care n-a fost ușoară care a fost dificilă. Și nu uităm astăzi cu și supărăcioși. Să, nu da? se supere acum și supărăcioși, că vorbim despre ei. Avem de-a face astăzi cu credincioși care se supără din orice. Îi atinge un pic, se supără. Păi Ioan le spune, pui de năpârci! Sicuri a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Pocăiți-vă, părăția lui Dumnezeu este aproape, schimbați-vă viața. De ce le spune pui de năpârci? Pentru că cei care erau acolo înțelegeau foarte bine mesajul lui Ioan. Dar acele vipere creșteau în buruienile care uh, luau naștere acolo uh, pe, marginea apei. pe marginea apei Iordanului. Era teren măștinos, ud, da? Și să făceau totul de buruiene, de, de plante înalte și viperele își făceau acolo cuiburi. Dar când venea seceta, uh, pârjolul se aprindeau focuri și năpârcele ca să salveze viața, pap, săreau în apa Iordanului. După ce trecea pârjolul, năpârca nu ieșea de acolo pește. Ieșea tot năpârcă, tot viperă. Eși și Ioan Botezătorul, când îi vede pe unii că vin să se boteze, să intre în apă năpârcă, să iasă tot năpârcă. Le spune, pui de năpârci Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Adică pentru mine, botezul, e, cum spune Petru, botezul este mărturia unui cuget curat. Adică eu am intrat în apa botezului viperă, dar am ieșit de acolo un om nou. Și asta este botezul. De aceea noi practicăm botezul prin scufundare, imersiune. Adică Odată botezat înseamnă că am fost rășit împreună cu Hristos, am murit împreună cu Hristos, a dus la viață din nou, dacă n-am ieșit din apă, împreună cu Hristos. Eu sunt un om nou împreună cu Hristos. Pavel spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Slavă Domnului! Frate păstor, mulțumesc foarte mult pentru, pentru seara aceasta. A fost o binecuvântare, un har să stăm de vorbă pe tema aceasta a botezului, a Epifaniei. Cred că am fost destul de clar și a fost foarte conc concret, cel puțin acum, sperăm, în a explica ce înseamnă, într-adevăr, pocăință, ce înseamnă, de fapt, legământ și care sunt așteptările am avut în mod special să, să arătăm uh, ideea asta de angajament pe care l am avut. Nu, nu Nu vreau să trăiesc o credință, o pocăință, uh, o relație cu Dumnezeu uh, de piață în care spune că cineva s-a dus la un pastor și a spus, pastor, poftim Biblia. Și când se uită pastorul la Biblie, Biblia era foarte subțire și spune, păi ce cu Biblia asta, că lipsesc. Păi asta e Biblia care ai predicat-o. Și astăzi oamenii ar vrea un creștinism din care să selecteze numai anumite lucruri. Un, un creștinism de, de, piață, un creștinism în care eu îmi negociez cu Dumnezeu termenii. De fapt, legământul nu este contract în contract, eu negociez și punem acolo termeni și condiții, legământul este mai mult decât un contract. Legământul a fost făcut cu sângele Domnului Isus Hristos și în legământul cu Dumnezeu, eu nu am o relație contractuală cu Dumnezeu în care Dumnezeu a încercat Iacov și Retul să facă, Doamne, eu eu uite să aici cu, cu, tine, dacă tu mă vei scăpa de fratele meu, de Esau care îl pregonea, dacă tu mă vei face să mă torn înapoi cu bine în casa tatălui meu, Doamne, dacă tu, Domnul nu-i spune nimic, că nu avea cu cine vorbi atunci și îl lasă pe Iacov. Numai că Domnul trece printr-un proces de formare pe Iacov, în care Iacov cade înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu mai vin cu cerințe, nu mai vin cu condiții înaintea ta. Când eu mă apropii de Dumnezeu, pe baza unui legământ, eu nu-i pun condițiile lui Dumnezeu. Eu nu mă apropii de Dumnezeu, uneori cântăm noi cântarea, vinul la Iisus să fii bogat și fericit, nici măcar pentru asta nu vin la Dumnezeu. Nu-i pun Dumnezeu uh, condiții ce să facă Dumnezeu ca eu să mă pocăiesc, ca eu să... Uh, asta este o înțelegere greșită a Scripturilor. Iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule, fără condiții. Fără să caut să îndepărtez, deși uneori poate uh, e dificil, e greu, Vă mărturisesc, te uiți cum pleacă toți în tot felul de biserici, pleacă toți în tot felul de mișcări. Emigrează acum, e la modă să emigreze fiecare să facă ce îi place, să trăiască cum îi place. Nu-i mai la modă să vii duminica seara la biserică, nu-i mai la modă să ai rugăciune. Sunt multe lucruri acum care nu mai plac, care, spunem noi, nu mai merg. Ce facem? Ăsta este un creștinism de piață. Care-i muzica care îmi place? Hai să o dăm oamenilor să o asculte. Care i programul care le convine oamenilor? Trebuie parcare la biserică? Gata, facem parcări ca să vină oamenii la biserică. Cum trebuie să fie predica? 25 de minute să nu treacă ca să pleacă? Bun, așa, așa să fie. Ăsta este un creștinism negociat, un creștinism de tarabă, un creștinism de piață, care nu este biblic, care nu este în conformitate cu ceea ce am învățat noi astăzi când am celebrat botezul lui Isus când ne-am gândit la botezul lui Iisus. Și eu mă bucur că am vorbit despre, în termenii botezului Domnului, nu ca la tradiție pe care Dumnezeu să-i cerceteze pe toți care uh, au tot felul de tradiție și consideră ei că e mai bine să uh, se aplece asupra unor lucruri care sunt uh, tradiții. Ar trebui să ne aplicăm mai mult uh, aplicăm mai mult spre semnificația botezului pentru Hristos, care pentru, pentru Hristos a însemnat cu adevărat uh, uh, un angajament înaintea lui Dumnezeu. Și pentru noi botezul să fie un angajament înaintea lui Dumnezeu, de a trăi ferm pentru Dumnezeu, fără a avea piață, negociere cu Dumnezeu. Doamne, ce vrei tu să fac? Vreau să fiu cântăreț. Doamne, eu vreau predicator. Nu, vreau să fiu cântăreț. Și nu să spui, Doamne, cântăreț vrei, cântăreț rămân. Nu înțeleg de ce unii care predică vor să fie cântăreți și unii care sunt cântăreți vor să vină predicatori. Nu știu, parcă e o boală. Nu, nu, mai pot să înțeleg. Doamne, ce mai chemat pe mine să fac? Diacon. Bun, fi diacon. Ce mai chemat? Păstor. Bun, fi păstor. Și păstorul vrea să fie diacon, vrea să fie păstor. Și fiecare vrea să fie. Tot, tot să negociezi cu Dumnezeu. Până, 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 unde? Și până când? Pe când noi toți ar trebui să, să înțelegem că planul lui Dumnezeu este perfect voia lui Dumnezeu cu privire. El ne cunoaște capacitatea, El ne știe uh, cu cine a înzestrat și unde ne vrea El și cum ne vrea El, e cel mai bine. Și ar trebui să fiu mulțumitor, cum spune Pavel lui Dumnezeu, în starea în care mă găsesc. Pe Pavel a ales nu să fie la Ierusalim. La Ierusalim era comod. Biserică mare, fanfară, cor, uh, tot ce vroia acolo, mișcare spirituală. Pavel umblă cu corabia să-și piardă viața. Dar a fost mulțumit. Aceea a fost chemarea lui și n-a negociat-o cu Dumnezeu. Te-am ales să fii un vas Haideți să ne gândim acum la, la încheiere, ce m-a chemat pe mine Dumnezeu să fac? Cât vrei să te mai târguiești cu Dumnezeu? Cât vrei să mai negociezi cu Dumnezeu? Cât îți mai dorești poate altceva? Nu ai vrea să spui, Doamne, dacă aceasta este voia Ta, vreau și eu să intru în Iordanul meu și să împlinesc voia Ta, fără să o mai negociez, fără să mai încerc să fac cu Dumnezeu un creștinist de tarabă. Unilor Dumnezeu s-ar putea să spună, vrei să negociem, hai! Au fost vremuri când ei vreau împărat și spune, vor să negocieze, hai să intre. Dar toți care au intrat să negocieze cu Dumnezeu au pierdut. Dar cei care au spus, Doamne, asta e voia ta, ca și Domnul Isus Hristos, mă duc să o împlinesc. Intră în Iordan și încă o dată pășind în apa Iordanului, la vârsta de 30 de ani, mă angajez că voi face voia ta. Toți acești oameni au câștigat. Și primul care a câștigat a fost mântuitorul nostru, căruia i s-a dat nume, care e mai presus de orice nume și, oricel, și oricine e mai ma, cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că oricine și angajament serios înaintea lui Dumnezeu se ține de acel angajament. Dumnezeu îl face mare în împărăția lui. Și blestemat este omul care și a promisiune, care și angajament că va face ceva pentru Dumnezeu și nu se ține. Mai bine să nu, să nu se angajeze, mai bine să nu promită. Dar dacă am promis ceva lui Dumnezeu să mă țin. Și Dumnezeu să mă binecuvinteze. Și pe dumneavoastră, și pe noi. Mulțumim foarte mult. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ați petrecut minute prețioase împreună cu noi. Vă mulțumim și noi de aici vă salutăm. La revedere!